28 noiembrie. În această lună, în ziua 28-a, îl pomenim pe preacuviosul părinte și mărturisitor Ștefan cel Nou. În fiecare zi, necontenit, desfătându-se în științe, a covârșit pretoți nu numai întru acestea, ci și de toată fapta bună îngrijindu-se. Pentru că nu lipsea, împreună cu sfințita sa mamă, mergând noaptea la obișnuitele privegheri, ce se făceau și la pomenirile sfinților. Tot astăzi îl pomenim și pe sfântul mucenic Irinarh. Mucenicul Irinarh se trăgea cu neamul din cetatea Sevastia. Deci, tânăr fiind, făcea slujba ucigașilor și, când erau chinuiți, mucenicii slujea și el la chinuirea lor. Într-o zi, sufletul lui Irinarh s-a luminat cu dumnezeiescul dar al lui Dumnezeu. Mărturisind și el pe față pe Hristos, din porunca tiranului Maxim, a fost omorât.